găsit la prof online că ziceți de matematică. Așa. Pornim repede. Am trecut la unghiuri, domnul profesor. Deci vă rog să fiți foarte atenți ca să înțelegeți unghiurile astea cum stau lucrurile, da? Zice așa, privește figura de mai jos și o construiți pe tablă. Ca să putem să... Mai întâi să vedem ce înseamnă un unghi. Dacă Daria a început, ce înțeles tu, da, ca să ne definiți, cine este la un unghi? Nu știu. Da. Așa. Asta îmi permite mie să spun cât de important este să avem filmuleți. Iată că eu am fost la clasă, este una de fețele bune și cu toate acestea, un moment din atenție, să zicem, și n-a prins. Și s-a apucat acolo și a copiat de pe tablă, fără ca să aibă nicio legătură. Există un moment de pasivitate formidabil în timpul lecției. Nu am eu treabă, nu mă solicită pe mine, nu mă întreabă, sunt acolo sau nu, copii pur și simplu de pe tablă. Unghiul este reuniunea a două semidrepte care au aceeași origine. Deci două semidrepte împreună, da, care au aceeași origine, spune că formează un unghi. Deci, să zicem, reuniunea, dar definiție. Definiție. Reuniunea a două semidrepte. Deci reuniunea a două semidrepte ce au același unghi. Ce au aceeași origine, da? Ce au aceeași origine. Reuniunea a două semidrepte ce au aceeași origine. Și desenați-le ca să înțeleagă, după știți cum e, că... Să vedeți ce au aceeași... E greu cu definițiile astea, dar... Origine. Semidreaptă, când am deschis cuvântul... Fii atent, David. Când am deschis cuvântul și am deschis gura și am zis semidreaptă. Ce înțelegi tu prin semidreaptă, Daria și David? Semidreapta este un dreaptă. Nu-i semidreaptă. E o dreaptă închisă la un cap. Este o dreaptă închisă la un cap sau nu-i. Ar fi o parte dintr-o dreaptă. Da, un fel de jumătate. În jumătate, dacă putem, în ghilimele cu jumătate. Că nu putem să, ceva de infinit să zicem pe jumătate. Deci, atât, semidreapta este așa. Dintr-o dreaptă, nu? Luăm un punct undeva. A. Și atunci avem, în clipa asta, de aici începând, semidreaptă. Și ca să o putem ordona, zicem A, B. A, B. Iată, zic semidreapta, indic originea A și B, cel de-al doilea punct prin care trece, și iată semidreapta A, B. Și tot așa de bine, o altă semidreaptă, A, C. Da? Sunt două semidrepte, care au aceeași origine. De multe ori o să notăm de semidreapta cu OX și OY. Deci o să vedeți așa scris. Semidreapta O e punctul comun și aici X și aici Y. Și atunci e vorba de semidreapta OX. Da? Și putem lua închis ca să fie și punctul O, OX. Și respectiv O, Y. O, Y. Deci reuniunea, cele două împreună, determină un unghi. Zona din interiorul ăsta, se numește interiorul unghiului, și ce e în afară, exteriorul unghiului. Poate fi unghi așa, ca să așa. Deci, asta e unghiul. Da? Ăsta este unghiul, deschizătura asta din el, da? Cele două semidrepte. Și avem acum o mulțime de puncte din interior. Deci vorbim de interiorul interiorului X, O, Y. Deci interiorul X, O, Y. Și exteriorul. Hai să zic aici este. Interior. Interiorul unghiului X, O, Y. Și asta, partea asta altă, care nu e din plan, care nu este în interior, se numește exterior. Exterior unghiului X, O, Y. E important, pentru că dacă înțelegeți teoria, să vedeți repede ce facem tema. Sigur că da, dacă nu am suportul, exact. Bârbuim pe timp.
După ce ați înțeles așa, că reuniunea două semidrepte înseamnă un unui, surprindeți voi pe cele două semidrepte în cazuri particulare. Cum pot fi cele două semidrepte? În situații particulare. Adică cele două semidrepte, cum pot fi așezate? Așa. Pe aceeași dreapte? Da. Bun. Deci aș avea una din caz, o situație, un caz care merită analizat, dar ea spune, o semidreaptă să fie într-o parte, hai să spun aici O, X, și cealaltă să fie chiar pe prelungirea ei, O, Y. Și sigur, există unghiul ăsta aici, tot deschizătură. A fost unghiul și am făcut deschizătura, da? Știți vă cum se numește unghiul ăsta așa? Nu. Nu. Acum vă spun eu. Dar ea, că ai fost la lecție? Unde? Nu. Ba nu, stai. Cum e unghiul drept? Eu ți-am spus. A, unghiul drept așa, doamne. Este alungit. Unghi alungit. Deci acesta este unghi alungit. Unghi alungit. Unghi alungit. Dar unghiul ăsta, David, mai vreau să mai surprins o situație, cum au fost cele două, o altă situație a celor două semidrepte. Cum mai bun păi, pot fi cele două? Și așa, nu? Una perpendiculară pe cealaltă, zicem noi. Și atunci este unghi drept, da? Deci, uite, așa poate să fie, David. O, X. Și cealaltă, așa, semidreapta cealaltă, O, Y. Și acesta se numește unghi drept. Unghi e jumătatea ăstuia de am zis eu că e unghi alungit. Ăsta are câte grade, Daria, că ai fost la clasă? Are 180 de grade. 180 de grade, sigur că da. Pentru că orice unghi are cel mult 180 de grade. Deci orice unghi are cel mult 180 de grade. O formă mai mare de asta nu poate să fie, nu? Bun. Și aici, 90, și ăsta are 90 de grade. Și mai spuneți voi o situație în care unghiul, cele două semidrepte pot fi surprinse în mod particular. Poți să am unghiul. Păi, asta ar însemna. Adică o X să fie suprapus cu o Y. Iată, o X o duc așa. Nu? Da, vedea, am dus-o așa și o Y a fost dus în partea asta. Sau a dus-o la dus-o. Dar poți să duc și peste ea, încă o dată, o Y. Deci o X și o Y. Mai este deschizătură între ele dacă le-am suprapus? Nu. Unghiul se numește unghiul. Adică câte grade are? Zero grade. Unghi? Nu. Deci, despre unghiuri trebuie să înțelegeți așa, să le țineți definitiv de acum. Că e vorba de o reuniune a două semidrepte cu aceeași origine. Deci două semidrepte care au aceeași origine, spune că formează un unghi. Iar tipuri de unghiuri am avea unghi nul. Imediat, dar acum, cazul particular care l-am întâlnit. Unghiul nul, care are 0 grade, unghiul de 90 de grade. 90 de grade drept, da? Da. Și unghi alungit. De asta, nu semidreptele, acele pot fi surprinse în cele trei ipostaze. Unghi nul, unghi alungit și unghi drept. În comparație cu unghiul drept, putem descoperi unghiuri care au mai puțin de 90 de grade și unghiuri care au mai mari, mai mult decât 90 de grade. Deci, da, pentru un unghi... Da, da. Unghiul care are mai puțin 90 de grade, sunt niște ascuțit unghiul, da? Deci unghiul acesta rămâne etalon, da? Se numește unghi drept, ăsta deci, da? Unghi drept. Cel X, X, O, Y. Acesta este unghi drept. Prin același lucru cu ăla. Dar acum o să facă de la el, de da. Când, un unghi ascuțit un pic și un opus unghi. Un unghi care îi mai puțin, cu o X-l vreau, dar uite, iau așa, Davide, duc în interiorul semidreaptă, O, Z, O, Z, și atunci unghiul X, O, Z, X, O, Z, ăsta, X, O, Z, ăsta, X, O,
Z. Uitați cum se notează un. Așa. Așa. Sau se mai notează un U și într-o altă formă. Ori găsiți așa, ori găsiți în forma asta. X, O, Z. Se numește. Deci, în varianta asta, X, O, Z, se numește unghi ascuțit. Unghi ascuțit. De ce? Se numește ascuțit pentru că e mai mic de 90 de grade. Ascuțit pentru că e mai mic decât 90 de grade. Deci e mai mic de 90 de grade. Da? Un unghi ascuțit e mai mic decât 90 de grade. Sau zice unghi. Da, e bine, unghi ascuțit. Și cel care e mai mare decât 90 de grade, adică dus în partea asta altă, uite așa. Ia uitați cât e de mare. Da. Deci 90 de grade plus ceva. T. X, O, T. Se numește unghiul X, O, T. Obtuz. Se numește unghi obtuz. Unghi obtuz. Obtuz. Deci, trei tipuri de unghiuri avem. Unghiul drept, care rămâne important, unghiul lungit, unghiul nul, și apoi ascuțit unghic, drept unghic și obtuz unghic. Da? Unghi, ascuțit unghic, ascuțit, drept și obtuz. Și cu asta, lucrurile acestea, dacă au fost înțelese, putem... Și unghiul propriu, dacă ziceți ceva despre asta. Așa. Unghiul propriu este cel care nu-i nici nul, nici alungit. Da? Deci unghiul alungit este de 180 grade, nul suprapus, exact cum zici la divizori. Divizorii proprii și improprii. Divizorii improprii sunt unul și el însuși, da? Iar aici nul și cel alungit. Se numesc unghiuri improprii. Da? Proprii sunt acele unghiuri care se încadrează între 0, fără să le ia pe 0, și 180 de grade. Și acum putem, o să vedem dacă am înțeles. Hai să vedem... Prima problemă, trebuie să facem un desen. Hai să putem să discutăm pe ea. Dă-i foară, domnul profesor. Privește figura de mai jos. Deci o să desenăm o figură care se arate în felul următor. Mai întâi o dreaptă alungită. Dați mai jos o dată, da? Da. O dreaptă. O dreaptă. Pe care luăm, notăm punctele A, O și E. Apoi, cu originea în O, desenăm semidreapta OD, OD, OC, OB. Iată, A, B, C, D și E. Câte unghiuri proprii sunt, în figură? Deci am mic, am. Câte unghiuri proprii sunt. Câte unghiuri proprii da, sunt. Da, ce domnul profesor? Unghiul propriu este unghiul care... Care nu e nul și nu e nici altceva. Exact. Așa înseamnă că sunt... Și ce de cele printre litere? Unghiul... A-O. A-O. A, O, B. Da. Deci am avea A, O, B. Uitați-vă, primul. Uitați-vă, domnul profesor. Altul. Unghiul B, O, C. B, O, C. B, O, C. Te rog și pe tine, Davide. C, O, D. C, O, D. Da. C, O, D. Apoi tu tot, Davide. D, O, E. D, O, E. Apoi, Daria, păi, al doilea. Păi nu gata, ia mai uite.
Ce poți zici de A, O, C? A, O, C. Și nu este un unghi. Tot unghi propriu. Nu-i, nici nu, nici alungit. A. Deci A, O, C. Deci și A, O, C. Altul mai vedeți? Da. Și C, O, E. Și C, O, E, corect. C, O, E, da. Altul? A, B, O, D. B, O, D, corect. B, O, D, da. Altul, Davide, tu mai vezi unul? B, O, E. B, O, E, corect. B, O, E, da. Mai vezi alea vreo? C, A, B. Dar stai, unde e A, B? Da, nu, nu, C, O, B. Am scris, nu? Nu e asta. C, O, B. A, nu, n-am scris. C, O, B. Ba, da. B, O, C. Dar unde am scris noi C, O, B? Și de al doilea, din sus. C, O, B sau B, O, C. C, O, B sau B, O, C este aceeași. A, O, D, putem vorbi de el? Asta vreau să zic, mă uităm dacă este. Da. Putem să zicem A, O, D? Este și lung, da? A, O, D. Deci A, O, D. Apoi altul. B, O, E, putem vorbi de el? Că am zis. B, O, E? Da, este. B, O, D am vorbit. Există, există riscul să fi pierdut ceva. Dacă n-am făcut-o într-o ordine, da. Există riscul să fi pierdut. Păi A, O, B am pus, B, O, C am pus, C, O, D am pus. D, O, C? Am pus, am pus, am pus. A, O, D. B, O, D. B, O, E am pus, C, O, E am pus, da? Gata, le-am pus pe ele. Da? Da. Deci câte voi ieșit? 9. 9, da. Dar n-aveam, aveam o convingere că sunt toate? Eu aș fi încercut așa, A, O, B, luând-o pe asta de bază, se o semi dreaptă, A, O, B, A, O, C, A, O, D, și A, O, E, nu mai este, nu? Este în problemă. Deci am 1, 2, 3, da? Le-am luat pe toate. 3. Da. Acum, mut pe O, B de bază, O, B și zic, B, O, C, B, O, D și B, O, E. Tot trei. Sunt. Sunt trei, da? Da, da. Cu ce? O, C de bază. O, C, O, D. C, O, E. C, O, D. C, O, E. Două. Sunt. Și D, O, E. Sunt toate. Sunt toate. Dar am spus-o asta ca, iată, să rețineți că în ordinea asta nu-s cam nimic. Corect. Că dacă aș fi pus mai multe semidrepte, încă două, trei pe acolo, te amețeam. Sigur că nu. Dar dacă ai înțeles așa, să iei una din semidreptele așez de bază și să mături pe urmă toate celelalte semidrepte, este extraordinar. Totul este perfect. În concluzie, la întrebarea câte sunt, câte unghiuri proprii sunt, am spus corect? 9. 9. Deci, 9 unghiuri. Punctul B. Care dintre punctele A, B, C, D și O sunt? Care dintre punctele A, B, C, A, D, D și O sunt? C, A, B, D C, și O, toate. Și A, o? B, C, D și O. D și O sunt? A, B, C, D și E este, domnul profesor. A, B, C, D. E și O. E. Și O sunt. Sunt. Care dintre punctele în interiorul unghiului BOE. Care dintre punctele sunt? În interiorul unghiului BOE. În interior, altfel spun că aparțin interiorului unghiului BOE. Care dintre acestea, câte 5-6 puncte sunt în interiorul BOE? BOE este așa. BOE. Da. Deci înseamnă că în interior. A, câte unghiuri nu, sau nu, câte puncte? A, C și D, nu? C și D le vedem în interior. N-am vorbit mai înainte. Interiorul înseamnă așa. Da? Ce e interiorul unghiului? C și D. Care dintre ele întrebat sunt în interior? C și D, interior. C și D. Deci răspundem. Ce aparține interiorului? Uitați cum scrieți. Da? Aparține interiorului BOE. BOE. Dar trebuie să faci un pic de efort, că să știi că
Vine perfect, mă, nu și lecția asta. Lecția asta ți-o predă dură viitoare. Sigur că da. Deci nu privi ca și cum nu-i treaba mea, că nu am... Și dacă ai să știi față de colegii tăi. Ești în temă perfect. Deci, ce aparține interiorul pe oie? Și încă cine mai știu? Și de. Și de. De aparține interiorului lui de oie. Și în exteriorul unghiului a oce? Exteriorului a o ce? Deci, care sunt punctele care, dintre acestea, da, denumit, care aparțin, aparțin exteriorului? Lui exteriorului a o ce? Nu uităm la unghiul a o ce? A o ce, acela așa, deci da, unghiile care nu sunt în el este d și e? D și e. Deci, a o ce? Da, vedem. A, O, C. Cine este în interior? Da, un pic. Cine este în interior, în unghiul A, O, C? În interior. B. B-O. Și în exteriorul A, O, C? D și eu. Este D-O și eu. Corect. Așa. Deci, iată că am înțeles ce înseamnă interior și exterior. Sper că nu ești așa nemulțumit când se face tema ta. Da, nu, o face mâine, dar nu că am stabilit de comun acord. Așa. Bun. Mergem mai departe să vedem alt punct. Da. Hașurează la ce? Hașurează mulțimea. Interior unghiul, interiorul unghiului BOD. Hașurează. Mulțimea. Interiorului BOD. BOD. Intersectat cu BOD. Intersectat cu exteriorului COE. Exteriorului ce o e. Și acum aparte cu culoare, mă gândesc. Deci interiorul BOD. Îl hașurăm. BOD. Interiorul BOD. Care o să o hașurăm? Tot ce ai în interior, tot da? Tot interiorul BOD. Hașurăm. Adică B și C acolo, nu? Așa, tot. Uite, BOD, interior, asta este. Ați înțeles? Cu exteriorului ce o e. Cu exteriorul lui ce o e. Care parte s-o hașurăm? Dacă zice exteriorul lui ce o e. O e. Aul? Faceți cu altă culoare. Nu aul. Aul B, adică aul. Ce o e. Ce o e. Aul ce, mama? Exteriorul lui ce o e. Ce o e. A, păi ce nu e hașurat, am spus. Adică... Ăla interiorul, dar noi vrem exteriorul, domnul. Da. Exteriorul lui ce o e. Da. Adică tot ce este în exterior, inclusiv zona asta, așa poate. Deci asta înseamnă exteriorul lui ce o e. E. Ce o... Ce e sus, domn profesor? Unde? Așa, ce o e. Ați hajurat și partea din ce o e. Păi stai puțin. Ia să vedem. Eu am spus așa, interiorul lui BOD, Daria. Ăsta întâi l-am hajurat. Interiorul BOD... E cu verde. E bine. Da. Am făcut bine, nu? Acum, exteriorul lui COE este... De AOP. AOC. Ce? COE, exteriorul este... Tot ce nu este din interior. Tot ce nu este AOC, din... adică. Este AOC în condițiile astea, cum e dat aici, da? Da. Cu punctele astea. Așadar, am să hașurez așa. Daria, da? Cu roșu. Deci cu roșu exteriorul lui ce o e. Deci roșu, asta este exterior. Lui ce o e. Bun. Și există o parte comună. Și acum întrebarea e, care e partea comună? Ce o e? Uite o leacă pe figură. Partea hașurată și cu verde și cu roșu. Ah, de o ce. Uite pe figura al domnului. Da, de o ce. B, O, C. Acolo se vede clar. Deci, care este intersecția egală cu unghiul? Este egal cu unghiul B, O, C, da? B, O, C. Dar ce și pe figură la tablă, poate n-ai făcut la fel. Păi, dacă trebuie cu două culori ca să desparte comună. Am făcut două culori. Este vorba de unghiul B, O, C. Bun. Problema următoare. Da. Eu cred că ați înțeles, copii, că a fost destul de clar, nu? Da. Da.
problema numărul 2. Deci problema numărul 2. Nu stai mai fi acum. Desenează trei drepte concurente, două câte două. Desenează două drepte concurente, două câte două, care să nu fie toate concurente. Două. Câte două? Câte două. Care să nu fie toate concurente. Care să nu fie toate concurente. Concurente. Vedem dacă știu ce înseamnă două drepte concurente. Două drepte concurente sunt două drepte care au care se unesc, care au un comun. Deci două drepte concurente înseamnă așa, nu sunt paralele. Paralele sunt așa, că nu se întâlnesc niciodată. Concurente se întâlnesc într-un punct. Da? Două drepte concurente se întâlnesc într-un punct. Iată, asta și cu asta altă să zic că sunt drepte concurente. Da? Două drepte concurente. Desenează două drepte concurente, nu două drepte. Poate era trei drepte concurente. Desenează trei drepte concurente, două câte două, trei am zis. Desenează trei drepte concurente, două câte două, care să nu fie toate concurente. Desenează trei drepte concurente, două câte două, care să nu fie toate. Fac un X și îl tai în mijloc. Deci un X, tu zici așa, faci un X. Adică ai două concurente. Și îl fac în mijloc. Și dacă așa sunt concurente toate. Și îmi spun să iei concurente două câte două, ca să nu fie toate concurente. Sigur că da, să nu fie toate trei concurențe. Când ai zis că vii pe aici cu încă unul. Toate trei. Deci nu așa. Ai zis aici, am zis aici. Două le-am văzut. Dreapta de unul, dreapta de doi. Și de dreapta de trei. Eu fac pe o margine de la dreapta de doi. Și nu sunt dumneavoastră pe dreapta de unul. Deci cum o fac? Cu o margine, zi. Cu marginea, într-o formă, trag o linie pe dreapta de unul. Sau pe dreapta de paralelă cu dreapta de unul? Deci mai trag așa, paralel cu D1 sau cu D2? Da, așa. Dacă nu paralel cu D1, cu D2, nu sunt două câte două, două sunt paralele. Dacă o duc și așa, ea nu-i vine. Că nu sunt două câte două. Deci mai duc până așa, mă. Sunt două câte două. D3. D3. Sunt trei drepte. Exact. Sunt trei drepte. De unul cu de doi concurente. Două cu de două, dar nu sunt toate trei în același punct. Nu trec toate de în același punct. De unul cu de trei și de trei, da. De trei cu de doi. Deci asta e de seamă. Deci avem de unul cu de doi. De unul cu de doi în A. De unul cu de trei în B. Și de doi cu de trei în C. C. Deci, astea sunt puncte. Câte unghiuri formează aceste drepte? Păi, Nu spune în autorul, atunci le putem lua și pe cele alungite. Da. Are dreptate ea când vorbește de unghiul acesta alungit? Da. Are dreptate. Mai vedeți alte unghiuri? Hai să mai luăm atunci, pe dreapta de 1 avem AB și aici sunt E, F,
E și F, alte puncte. Să luăm atunci M, M, B, C și aici N. Și să luăm acum P, A, C și R. Deci cu fiecare dreapta am mai luat două puncte în exteriorul, în exterior, da? Pot vorbi de asta. Da, corect. Și acum ziceți printre litere, copii, unghiurile. Stai puțin să ne lăsăm. Așa, deci notațiile, cum am făcut eu. Pe fiecare dreaptă luați fi două puncte în exteriorul, lua, vei și ce. Avem unghiul PAC pentru început. PAC este acest unghiul alungit. Da. Sunt câte unghiuri alungite, dacă aș fi să... Trei. Deci PAC... BP... Nu, EPF, EPF. Deci E... 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 A... A... E A, F. F sau B, da, E A, F, sunt trei unghiuri alungite, da? Hai să vedem câte unghiuri proprii sunt. Păi am B, A, F, am B, A, B, A, F, B, A, F, da. Uite, F, Iisus. M, B, F, mă M, B, F, da. Da. B, A, C, M, G, M, C, M, C, A. E tot ce. E ce-ul, de fapt. M, C, A. Haideți să le facem pe la A, B și C, ca să nu-ți mai dea ingineri. Hai să rogăm un pic lucrurile. Să zicem, hai să vedem în punctul A. Câte unghiuri vedeți în punctul A? Păi, P, A, E. P, A, E, adică ăsta. P, A, C. Și cu ăsta de aici. 1, 1. 1, 2. Hai să luăm așa, 1, 2. P, A, C. PAC, PAC al alungit, dar zis proprii, hai să luăm așa. PAR, PAB, PAB sau PAF și EAC, și EAC, și ăsta la altul. Hai să zicem 1, 2, 3 și ăsta la altul de aici 4. Deci, observăm că sunt 4 în fiecare punct. Da? Deci avem 1, 2, 3, 4 unghiuri în fiecare punct. La fel și în punctul B, dacă ne mutăm. Avem unghiul ăsta A, B, C. M, B, F. M, B, A. A, B, C, R. Deci și F, B, C. Da? B, C, R. Și dacă ne ducem în... Nu e B, C, R. B, C, contează. Facem început cu ceruia, BCR, dar tot 4 ați vrut să aveți și acolo. Asta am vrut să spun. Deci, cele alungite? În punctele, în fiecare punct am 4. Atât în A, cât și în B, cât și în C. 4 unghiuri. În fiecare punct câte 4 unghiuri. Pe total, voi avea, ca asta mă interesa, câte unghiuri avem? Pe total, 4, 3, 12. 12 unghiuri și mai sunt 3 unghiuri alungite. 15 unghiuri. Da? Deci la întrebarea câte unghiuri are, câte unghiuri întâlnim în intersecția acestor drepte, două câte două, concurente, două câte două, răspunsul... Mi-a zis că sunt pulsarea 3. Cum vine alungite? Alungite așa. P, A, R sau P, A, C. Deci, n-am importat. L-am văzut vine și A, B.